Salutare și bine v-am regăsit! Suntem prezenți la derbiul dintre FCSB și Rapid, cum am spus și ieri pe vlogul pe care îl aveți în descriere, vlogul de la partida dintre Concordia Chiajna și FC Argeș, acolo unde cei de la Concordia s-au impus cu scorul de 1-0. Am spus și am menționat că astăzi vom fi prezenți la derbiul dintre FCSB și Rapid. Chiar acum ne îndreptăm către Arena Națională, un meci important, un derby puternic și un derby care va fi foarte incendiar în această seară. Sper că Rapidul va reuși să câștige și dacă Rapidul va câștiga, se va apropia la 2 puncte de FCSB și cred că CFR Cluj, dacă va câștiga la Sibiu, are șansa de a trece pe prima poziție. Iar rezultatul de aseară dintre cele două Craiove, cred că e un rezultat destul de bun pentru toate cele trei formații, atât pentru Rapid, cât și pentru CFR și FCSB, pentru că s-a încheiat la egalitate, iar CSU Craiova n-a reușit să câștige. Suntem alături de X-Breaker, spune-ne un scor în seara asta. Salut, eu zic 2-1 FCSB. Cine crezi că va mai marca? Aici m-a încurcat. Funșo de la Rapid și la FCSB Companio, dacă joacă spus să joace, și Olar. Mersi mult de tot. Suntem la tribuna a doua, la sectorul destinat rapidiștilor, pentru că da, doar 2600 de bilete de parcă. Galeria Rapidului e de vină că sectorul oaspeților pe Giulești e mai mic. Asta e dorința liderului de la FCSB și atât s-a putut în această seară. Dar cu siguranță, chiar și așa, cu 2500-2600 de spectatori cât suntem, tot vom fi peste ei și vom acoperi fondul sonor. Suntem alături de Șepcaș, spune-ne un scor în seara asta. În seara asta batem cu 2-0, zic eu. Cine crezi că marchează? Un gol îl dă Papo pentru că vrea să demonstreze. Ia uzi! Iată că părerile sunt împărțite. X-Breaker ne-a spus 2-1 de FCSB, Mircea Pavel ne-a spus 2-0 de Rapid, la fel am zis și eu, tot 2-0 de Rapid, însă rămâne de văzut. Lăsați în comentariu ce scor credeți că va fi la finalul partidei.
ar fi aceea, e imposibil ca lumea să nu vină la stadion, e imposibil să stai ca când ai adus în arătea asta pe stadion, e imposibil să nu vrei pe stadion. Oh!
jucători. De la ridicat, de cealaltă parte era întors invers. Oricum ei sunt calificați în asta. Au mai pus bannerul lor cu peluza nord, au mai pus dronul de două ori invers. Thank you.
Final de primă repriză, 2-0 pentru Rapid. Am intrat mai bine decât de putea la cabine. Părea și un era perfect. 2-0, sunt mulți. Rapid nu a venit să pierdă asta, nu merge pe CSB. Dacă Rapid câștigă azi, se doară din toate pătratele, mai ales de la ultima etapă, când a făcut 0-0, cu CSA Steaua. Thank you.
Meci nebun, meci nebun. Rapidă dovada că, că merită să fie acolo sus unde este locul. Chiar dacă n-a fost rezultatul prea bun din Cupa României. Iată că astăzi, 5 noiembrie, Rapid bate pe CSB-ul. Se apropie cât mai mult de prima poziție. În urma rezultatului de mâine să vedem ce va face CFR cu Hermannstadt. Poate va fi un rezultat pozitiv tot pentru noi. Ne-a pușat pe Steaua, ne-a făcut de-a blaua. Ne-a pușat pe Steaua, ne-a făcut de-a blaua. Ne-a pușat pe Steaua. Ochii pe canal, că pe lângă vlogul ăsta o să mai apară luna asta vloguri incendiare. Da, Peluza Drone scandează, rușine, rușine să vă fie. Oricum, ăsta e nivelul lor, n-avem ce să le facem. Cum ar fi spus cu ochii pe canal, că urmează vloguri la fel de incendiare. Dacă vreți să mă susțineți, ar fi un lucru enorm, pentru că doar așa putem atinge obiectivul. Apăsați butonul de like, share, să ajungă la cât mai multe persoane și abonați-vă să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Eu am fost Patrick, ne vedem data viitoare și ce putem spune decât libertate pentru suporte. Thank you.